Stăm de vorbă cu Camelia Corus și cu Dan Oprim, care o să ne spună despre ce se întâmplă astăzi la Piața Polivalentă. Astăzi, desfășoară cea de-a doua activitate din cadrul Săptămânii Mondiale, Rotaract. Sunt numele de meciul cu scop caritabil. De ce cu scop caritabil? Unul dintre meciuri este un meci între două echipe de fotbal de fete, o echipă nouă înființată, de fete formate din voluntare și fete din casetii familiale, care le-au provocat pe fetele din Rotaract la o partidă de fotbal, câștigată de fetele din Rotaract. Urmează cel de-al doilea meci între Rotary Senior și Rotaract Mixed. Încercăm să adunăm fonduri ca să susținem echipa de fete Sporting Sighet, așa se numește. Sportul înseamnă sănătate și prietenie între rotarieni și lume. Vă așteptăm să veniți să ne vedeți. Ce alte evenimente mai au loc săptămâna aceasta? Ce evenimente mai au avut săptămâna asta? Fiind vorba de săptămâna Rotaract, am debutat luni. Ne-am vrut să avem în fiecare zi a săptămânii câte o activitate. Luni am avut lansarea, sau avem premiera lansării revistei, numărul 7 a revistei Lumea lui Hippo, în cadrul Rotary, da? În cadrul ședințelor noastre. Marți am avut o întâlnire în sala Transis la primărie cu ONG-urile din Sighet și rezultatul acelei întâlniri a fost crearea unui blog, da? Unui grup de discuții. Miercuri avem marea plăcere să ajutăm, să primim la formarea clubului Interact Sighetul Mormații, care sunt tinerii între 12 și 18 ani. Și uite, astăzi meciul de fotbal Rotary Rotaract plus Girls Football. Și mâine va fi lansarea de carte Antonia Luiza Zavalic, membru aspirant Rotaract, despre futur și praf. Sâmbătă un eveniment special, se îmbină mai multe arte, avem teatru, Teatrul Municipal Baia Mare, piesa de Proverbs Show, Bal Mascat și Parada Modei la Galeria Vasiliev. Pe duminică încercăm să terminăm așa un pic de odihnă la un timp de timp. Deci o săptămână plină din partea Rotaract. Mulțumesc mult pentru interviu și mult succes! Succes!